Love you. Love you I know you're one me, back, but she won't surrender your heart keeping me out in the dark, keeping me out in the dark. I know you're one me, back, but she won't surrender your heart, keeping me out in the dark, keeping me out in the dark, in the dark. Ascultați Radio România Actualități, este 11 și 34 de minute și așa cum am anunțat încă de la începutul emisiunii, astăzi vin doi invitați speciale aici în Clubul Prietenilor de la 10. Văd cam cum ar arăta în piele și oase, un, în carne și oase un erou, nu de alta, dar sunt doi invitați. Este vorba despre domnul Cristian Grasu, secretar de stat în Ministerul Sănătății și cel care a inițiat acest program. Există un erou în fiecare dintre voi și tânărul de 20 de ani, salva Mihai Daniel Moldoveanu, bună ziua. Bun ziua! Bine ați venit în Clubul Prietenilor de la 10, mă bucur foarte mult că vă cunosc. Bună ziua, bine v-am găsit și noi ne bucurăm să vă cunoaștem. De fapt, să revenim la Radio România. Actualități. Asta voiam să vă spun, domnule Grasu, pentru că cel puțin pe Mihai îl cunosc de. Am mai fost aici în Clubul Prietenilor de la 10, am făcut cu el o socoteală simplă. Aproape 2 ani au trecut de când ne-am revăzut. Ultima oară, dar oricum nu contează timpul, ci mai degrabă faptele. Tocmai am citit de curând prin ziare că cei care participă de altfel la acest program inițiat de dumneavoastră reușesc cu adevărat să salveze vieți și l-aș ruga pe Mihai să ne povestească care a fost ultima oară sau cum a fost ultima oară atunci când a salvat un om. Păi, ultima oară a fost destul de recent. Nu pot să, nu, n-aș putea spune că eu l-am salvat singur, dar cred că am contribuit și eu puțin la chestia asta. Ultima oară s-a întâmplat în ianuarie cu tânărul de la metrou care s-a aruncat în fața metroului. În urma cazului pe care l-am primit pe aplicație, m-am dus la gura de metrou și... Am început suportul psihologic, să vorbesc cu băiatul care era sub garnitura de metrou. L-am ținut de vorbă până au venit celelalte echipaje, chiar și după ce după ce au venit echipajele am continuat să să vorbim și am aflat de curând că e externat, că e acasă, foarte bine. Ai mai ținut legătura cu el? Da. Da, da. Și este bine în acest moment. Sper să fie bine și de acum, de acum încolo. Și eu, Practic, a fost rolul tău în această misiune, a fost doar să-l ții de vorbă pe acel băiat. N-a da, fost vorba cântărit. de nicio resuscitare, niciun alt. De data asta nu. De data asta nu. Deși știu, Mihai, despre tine că ești voluntarul care are la activ cele mai multe resuscitări reușite. Da, cred că așa este. Și că prima resuscitare ai făcut-o la 15 ani. Erai atât de tânăr cât te-ai înscris în acest, da, în acest 14 proiect. 14 ani și câteva luni aveam când m-am înscris și la 15 ani și câteva luni am resuscitat primul în stradă. Domnule Grasu, cred că pentru fiecare reușită a celor care fac parte din proiectul dumneavoastră, cred că simțiți cu adevărat o mare bucurie în suflet. Categoric, simt o mare bucurie pentru persoanele care sunt salvate. Și o mare mândrie că am reușit să găsesc oameni de asemenea calitate și să demonstrez că în București, în România, există oameni de felul ăsta. Și pot fi exemple pozitive, reale, pe care îi putem vedea, îi putem pipăi. Există. Păi asta am vrut și eu, cu adevărat, să văd cum arată un erou. Da, sunt uh, oameni care oferă, care dăruiesc. Uh, și pot fi modele pentru toată lumea. Uh, Totdeauna am crezut că dacă vom fi în stare să atingem uh, acea masă critică, acest gen de modele poate exploda și se poate extinde național. Și știți ce este curios, domnule Grasu, că astfel de modele nu au vârstă, pentru că sunt convinsă că sunt tineri care, așa cum este cazul lui Mihai, au venit în proiectul dumneavoastră atunci când erau foarte tineri, 14 ani, adică practic niște copii și, și sunt convinsă că sunt și voluntari care uh, Categoric au... este crina care cred că e de vârsta mea, am mai avut o, o judecătoare din, din sectorul 1, care e foarte activă, uh, un uh, avocat din sectorul 3, că, 3. E, că e Victor... Uh -huh sunt mulți un producător de reclame, un uh, fotograf, un uh, operator, artiști. Uh, ce să vă spun? Pompieri da. da, sunt practic, ați acoperit toată gama aceasta de activități. Nu știu dacă știți, probabil că da, eu o să le reamintesc și ascultătorilor noștri. Scaunul acela pe care stă Mihai acum este scaunul pe care îl ocupă de obicei Ionuț Dragu, este colegul meu de emisiune. Nu de puține ori s-a întâmplat ca Ionuț să primească alerte pe, pe, telefonul mobil, pentru că și Ionuț s-a înscris în acest program și recunosc că ne-a fascinat cu, pe toți cu cu ceea ce face el și, de ce nu, cred că, în rândul nostru, de multe ori s-a încolțit ideea să participăm la, la acest proiect, la acest program atât de... Da, la asta... e, eram la un moment dat cu Răzvan da. Chiriță și da. uh, încercau să-mi iau un interviu. A sunat alerta, așa că ne a ridicat-o și am fugit. <laughs> <laughs> și, în loc de interviu, a ieșit un reportaj a ieșit la un reportaj. <laughs> Domnule Grasu, uh, de fapt, când a fost această idee minunată? Când, când ați apucat să o puneți în practică? Și cât a durat până să se concretizeze? Sunt convinsă că n-a fost ușor deloc. Ideea a început să mă bântuie prin sfârșitul lui 2008. În 2009 am avut curaj să o împărtășesc cu câțiva colegi și prieteni de la Serviciul de Ambulanță București Ilfov și cu un grup de voluntari, pentru că aveam voluntari și atunci. Uh, și am tot dezbătut-o încercând. Prima dată am zis hai să vedem cine ar vrea să se implice dintre noi. Și am zis uh, voluntari în locuri publice. La început. Și era pur și simplu un mod de a ne anunța între noi, uh, pentru că eram amestecați lucrători la ambulanță cu uh, cei care erau din afara ambulanței, dar uh, cu toții făceam gărzi la ambulanță la un moment dat. Deci modalitatea de anunțare era mai personală, ca să zic așa, pe telefon. După care am început să discut cu, câteva, cu câțiva voluntari care aveau expertiză pe IT și unul dintre ei a venit cu ideea să facem SMS. Sunt niște forme de bulk care se pot face și se trimite. Și... și am identificat doi dintre ei care... Aveau și capacitatea și disponibilitatea, și am făcut o aplicație care funcționa pe bază de SMS, cam cu aceleași principii ca și acum. Asta a fost în 2013. Aveți o statistică? Câți oameni fac parte din acest program? Vă pot spune că am peste 10.000 de contracte de voluntariat. Uh, în fiecare zi, dacă ne uităm pe hartă și cred că, ne, cred că și eu mă pot uita, da. uh, cred că sunt sute care sunt activi acum pe stradă. Adică au aplicația deschisă și pot răspunde. sunt pe recepție. Cred că, cred că îi putem vedea. Aveam pe undeva salvat, salvat link pentru aplicație. Mânțeleg. Sunt din toată țara, nu doar din București. Da, eu. sunt din toată țara asta. Așa este și primesc foarte multe telefoane care mă întreabă la noi când. Și la... Practic, când se va extinde acest uh, program? Anul, anul trecut am reușit cu bunăvoința doamnei ministru Pintea să semnez un protocol între Societatea de Salvare și uh, Ministerul Sănătății în vederea extinderii la nivel național acestui program. Uh, Birocrația face să mai întârzi încă. Adică am nevoie de colaborare, atât cu Ministerul Sănătății, cu Direcția de Sănătate Publică, cât și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu STSU. Și asta întotdeauna este cu multe hârtii, cu multe adrese, cu termeni legali foarte preciși. Uh, încă nu suntem gata. Ce păcat, până la urmă, pentru că mă gândesc da, că dacă, dacă ritmul ar fi mult mai alert, sunt convinsă că foarte mulți oameni care au cu adevărat nevoie de ajutor ar putea fi salvați, pentru că bunăvoință există și avem Deocamdată o fație... la STS ne-am împiedicat de GDPR și de securitatea datelor cu caracter personal, deși am demonstrat și pot să vă arăt și dumneavoastră că nu există date cu caracter personal în mesajele pe care le primesc voluntari. Corect, și pot să dovedesc și eu asta prin mesajele pe care le primește colegul meu. <laughs> da, deci eu, bărbat, vârsta, și locul atât? unde e. Și Atât. teoretic cam și ce cam ce are. Da, avem caz? <laughs> Poți să citești, Mihai, te rog, da, ce... Media, până mi Mihai îți, uh, își deschide telefonul să citească mesajul. Aș vrea să re reamintesc prietenilor noștri care ne ascultă. Transmitem live pe Facebook, pe pagina România Actualități și pe site-ul nostru www.româniaactualități.ro. Ce scrie în mesajul tău, Mihai? La un anumit hotel din zonă, o stare de ebrietate cu un bărbat inconștient rănit a căzut. 40 de ani, spune care. Și în momentul în care tu ai fi fost foarte aproape de acest 600 hotel, de metri. 600 de metri, care ar fi primul gest pe care l-ai face? Păi, m-aș urca în mașină și m-aș duce către locul indicat. Și aș vedea despre ce e vorba. Și acționezi în vreun fel asupra persoanei care are nevoie de ajutor? Da. Adică ai o trusă medicală nu am cu ce bagaj. te deplasezi? Am un portbagaj, o trusă medicală cu absolut tot ce mi-ar trebui să acord primul ajutor. Și în caz că... Este nevoie de ceva dintr-o să o scot, o desfac și... Îl ajut pe omul respectiv. Mihai, aș vrea să te întreb. Mi s-a întâmplat, recunosc, să fiu într-un mall și chiar lângă mine, stăteam la coadă să cumpăr ceva, o tânără pur și simplu a căzut. Recunosc că n-am știut ce să fac. Eu am sunat repede pe Ionuț, mm -hmm. colegul meu, și au mai fost lângă mine câțiva oameni care au sunat la serviciu 112. Cum ar trebui să se comportă persoanele aflate în situația mea, care până acum n-a îndrăznit să se înscrie în acest program, dacă ai o sugestie pentru ei? Da, ar, eu consider că un curs de prim ajutor ar fi necesar încă de la o vârstă fragedă, adică din, încă din școală. E absolut necesar ca orice om să cunoască tehnicile de prim ajutor. Și referitor la întrebarea pe care mi-ați mi spus-o, mi se verifică dacă pacientul este inconștient, se verifică starea de conștiență, Apoi se verifică câte respirații are, dacă are sub două respirații înseamnă că este în stop cardiorespirator, dacă are peste două respirații înseamnă că este inconștient dar respiră și trebuie pusă în poziția laterală de siguranță. Toate astea se vor învăța la curs, bineînțeles. Domnule Grasu, cine s-ar putea înscrie în acest proiect? E deschis pentru toată lumea? Oricine. Ce ar trebui să facă? Uh, ar trebui să descarce aplicația să urmeze pașii care sunt în aplicație acolo, să completeze un formular, să trimită electronic acel formular, după care, la un moment dat, va primi un SMS în care spune ești invitat la curs. Și să confirme și să meargă la curs. Pentru că nu va putea face parte din program dacă nu trece de acel curs, cel puțin cu nota 7. Pentru că nu avem nevoie de mediocritate, ci de mai mult... Mai de mult decât atât. Mai mult decât. Aș vrea să vă citesc câteva dintre mesajele pe care le-am primit pe pagina noastră de Facebook. Maria ne spune Unii oameni parcă ar fi făcuți pentru a-i ajuta pe alții, parcă ei înșiși nu au nevoi și dorințe proprii. Se axează pe salvarea semenilor, așa sunt și cei care sunt invitați astăzi la Radio România Actualități. Le doresc putere de muncă și întreb cum se simt după o astfel de reușită. O să-l întreb pe domnul Grasu cum se simte și pe Mihai. Mi-ați arătat aici ceva. În program există un erou. Este o hartă interactivă. Deci, toate acele triunghiuri albastre triunghiuri sunt voluntare, active acum în București, acum. Am înțeles, sunt triunghiuri albastre deci, Harta Bucureștiului, triunghi... după cum vedeți, este acoperită cu triunghiuri albastre Am înțeles, și sunt și triunghiuri verzi uh, sau triunghii... albastru? Cele, cele verzi înseamnă da. că sunt deja în activitate Deja în activitate, deci practic Cercurile e... sunt cazurile A, Cu, ga cu acum, portocaliu sunt, sunt galbene. cazuri de cod galben și 2, cu roșu 4? sunt cele de cod roșu Vreo șapte cazuri în acest moment, da. nu? nu? mai în zonă, Sigur sunt mai multe am numărat așa o anumită da. regiune. Deci sunt atât de multe cazuri în București, în acest moment. În fiecare moment? 24 de ore, în jur de 2000 de solicitări se întâmplă în, în București și Ilfov? Foarte mult. Foarte mult, într-adevăr. Dar mult. aveți suficienți voluntari care să acopere aceste cazuri? Niciodată nu sunt destui. Sunt convinsă. Niciodată. Eu, eu mi-aș dori să am 500.000 de, de voluntari. Chiar așa, domnule Grasu, care este dorința dumneavoastră cea mai mare privind acest proiect? Să fie în toată țara. Să fie deschis oricui, și să avem 5 milioane de oameni care au învățat ce să facă și care primesc informația, și pe care m-aș putea baza că, dacă vreodată aș da jos și aș muri, aș avea la mai puțin de 5 minute de mine pe cineva care să știe ce să facă? Pare o situație ideală, dar nu imposibilă. Da, nu este imposibilă. Este foarte posibilă chiar. Sunt convinsă pentru că văd și cum reacționează cei care ne ascultă prin mesajele pe care ni le trimit. Mihai, spune-mi cum te, cum te simți după o reușită. Este nu o întrebare știu. venită din partea Mariei. Uh, după o viață salvată sau după un om pe care știu că l-am ajutat și am contribuit pentru, pentru el, nu știu, e un sentiment foarte, foarte, foarte frumos. Adică, nu știu fericirea asta e, nu se poate măsura în anumite cuvinte. Pentru unii și alții, fericirea nu știu cum ar arăta, dar pentru mine, pentru oamenii, pentru colegii mei, cred că fericirea constă în omul pe care l-am readus la viață. Ce te-a impresionat cel mai mult, Mihai, în toată această perioadă de când ești voluntar? Cel mai mult mă impresionează copiii, cazurile în care sunt implicați copii sunt cele mai, cele mai cu un impact cel mai mare și, bineînțeles, oamenii care, care mor. Sunt uh, oameni care din păcate mi-au murit și pentru care nu am mai putut face nimic și încă mi-aduc aminte de tot ceea ce s-a întâmplat la fața locului. Știi, aș vrea să văd într-un fel și reversul medaliei pentru că o ascultătoare de-a noastră te-a întrebat cum te simți după reușită. Uh, Intuiesc ce în sufletul tău atunci când ajungi, să spunem, prea târziu și nu reușești să, să salvezi. E un sentiment foarte neplăcut. Te simți destul de, de nefolositor în momentul respectiv. Până la urmă, sunt situații în care, indiferent da. câte cunoștințe medicale am avea, nu da. reușim să, să salvăm omul de care, care are nevoie cu adevărat de, de viață. Domnule Grasu, mai sunt multe lucruri de făcut, așa-i? Da, categoric. Noi am tot încercat să instruim cât mai mulți oameni, cum am făcut în 2011 pe Stadionul Dinamo, exact. cum am făcut în 2016 pe Stadionul Național, uh, cu mii de oameni. Așa trebuie mers, dar trebuie mers la plan național și, în mod normal, ar trebui într-un fel... Ca începând din copilărie să fii instruit în acest sens. Credeți că, într-un fel, sunt necesare aceste cursuri de prim ajutor în școli? În anumite școli există, sunt tot pe bază de uh, voluntariat făcute, însă uh, oare e necesar ca aceste cursuri să devină obligatorii, așa cum învățăm să scriem, să citim? Părerea mea fermă este că da. Și în acest sens am și susținut o inițiativă legislativă de acum câțiva ani, care, din păcate, n-a trecut de Parlament. Oare de ce avem nevoie ca să se introducă și aceste cursuri în obligatorii în școli? Cred că de o mai bună colaborare cu Dascali și o mai bună explicare, în așa fel încât să găsim soluția de a împăca nevoia de a-i pregăti pe copii în primul ajutor, cu numărul mare de activități, și numărul mare de ore în care copiii nu sunt copii, sunt elevi, deși ei trebuie să rămână copii. Știți că au fost deseori. Am primit inclusiv noi aici la radio. Sunt părerea părinților care spun că. Copiii uneori sunt îndoctrinați cu materii de care absolut nu au nevoie. Poate că este așa, sau poate că nu, asta depinde de, de fiecare copil în parte și depinde și ce materii se predă și cum îi se predă. Însă, într-un fel, această aplicație de a practica, într-un fel, de a, de a salva viața, ar trebui să devină obligatorie. Cel puțin așa susțin o parte dintre ascultătorii noștri. Credem că același lucru îl susțineți și Și eu voastră. cred la fel, este minunat că învățăm limba latină în școală. Dar este la fel de minunat să știi cum să salvezi un om atunci când este într-o situație de mare primești. Și până când Doamne ajută ca aceste cursuri să devină obligatorii, ce ar trebui să facem noi, oamenii de rând? Nu știu, cei care au acasă copii, cei care au părinți în vârstă, oamenii normali? Știți informațiile că... sunt disponibile, sunt da. publice. Uh, activitățile de instruire a celor doritori să o facă sunt numeroase, nu doar Societatea de Salvare, ci și uh, Fundația pentru Zmurd, toate spitalele de urgență, toate serviciile de ambulanță au activități de acest gen. Deci, acces ar putea să fie. Un alt ascultător vă întreabă, domnule Grasu, dacă aceste cursuri sunt gratuite sau se plătesc. Uh, Cursurile sunt gratuite pentru cei care intră în programul. Există un erou, fără nicio discuție. Deci este vorba de gratuitate, 100%. Mihai nu există niciun firmă. cost pentru voluntarii din program. Indiferent în ce zonă s-ar afla. Indiferent în ce zonă s-ar afla. Am înțeles. Um, și acum, dacă tot l-am întrebat pe Mihai care sunt, uh, nu știu, aspectele sau uh, activitățile, acțiunile, momentele care l-au impresionat, același lucru aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră. Ce v-a impresionat până acum atât de mult încât să vă faceți să credeți în acest vis și să-l puneți în aplicare cu adevărat să fie extins în cât mai multe zone? În 1995, când am urcat prima dată pe o ambulanță de urgență, de resuscitare, în pofida tuturor sfaturilor de a nu face asta și în pofida autorităților de la acea vreme care încercau să mă împiedice să fac ce caută un pediatru la urgență? Eu am absolvit pediatria. În prima noapte, în prima gardă, în prima noapte de gardă, am avut trei stopuri cardiorespiratorii la trei copii de trei săptămâni. Este incredibil. Doi i-am salvat, unul a murit la spital. 20 de ani mai târziu, unul din acei copii m-a invitat la botezul fiului lui. Emoționante aceste, aceste întâmplări. Mulțumesc am scris, pentru emoție. Că... Am scris cândva și am postat și pe Facebook povestea acelei nopți și am spus ca titlu Cu creștetul în mâna lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu a făcut ca toate aceste lucruri să fie duse în, pe un drum cât mai bun și sperăm Atunci. să vă ajute și de acum înainte. Ce păcat că nu mai avem atât timp la dispoziție pentru a depăna povești și amintiri, dar asta este cel mai bun prilej pentru a vă chema Într-o altă zi, să povestim despre oameni, despre lucruri, despre întâmplări deloc întâmplătoare și despre bucuria de a ajuta și de a salva vieți. Vă mulțumesc Sigur foarte plăcerem. mult că ați ajuns astăzi la radio. Vă doresc mult succes Mulțumim. și multă sănătate. Mulțumim! Sănătate vă dorim și noi! Și felicitări pentru tot ceea ce faceți. Mulțumim Numai bine! La Selgros înfloresc ofertele de primăvară. În perioada 21-24 februarie ai 20% reducere la sortimentul de mărțișoare.